este rolul acțiunilor astăzi? Am hotărât să facem acest protest, având în vedere că în cursul serii de ieri s-a dat aviz favorabil pentru abrogarea pensiilor de serviciu de care beneficiază personalul auxiliar de specialitate pentru opinia publică, așa cunoscuții grefieri. Punctez faptul că este vorba despre pensie de serviciu, nu pensie specială. Pensia de serviciu este o pensie ocupațională. Este un drept câștigat prin prisma interdicțiilor care au fost prioritar introduse în cariera noastră, după care a urmat introducerea acestui drept, acestei compensări a celor interdicții și obligații. Menționez că nu ținem cu tot din adinsul de aceste pensii, însă la alegerea acestei cariere am avut în vedere atât punctele negative cât și cele pozitive. Bineînțeles că în urmă cu 10 ani, 15 ani, orice coleg de-al meu a avut în vedere că deși stă ore peste program, pleacă la ore târzii din instanțe, să stă în ședință și mai mult de 12 ore, contajul orelor lucrate de grefier întotdeauna a fost completat cu 8 ore. Niciodată nu au fost contate. Oricum, pensia noastră de serviciu este bazată în primul rând pe principiul contributivității. Asta însemnând că am contribuit ca orice alt angajat la bugetul de stat. În plus, Ministerul Justiției plătește o diferență pe care o numim o compensare a interdicțiilor și obligațiilor ce ne-au fost impuse prin lege. Au ieșit, cred că, 80% din grefieri, cu excepția celor care asigură serviciile de permanență, în special la penal. Acolo este punctul nevralgic al domeniului nostru de activitate. Următorul pas este blocarea întregii activități. Bineînțeles, se preconizează în luna ianuarie. Acesta de azi este un protest spontan, hotărât în dimineața acestei zile, având în vedere precipitarea lucrurilor de ultim moment. Cu cine stai de vorbă? Roșca Roxana, grefier la Curtea de Apel Constanța.